Eu, în 2018, am făcut servicii pentru Moldova Zahăr. Eu sunt administrator la o companie de servicii, SEF Agrolux. Partener cu combinatul acela din Cupcen, da? Da, am contract cu Deșteapt. Am făcut servicii pentru Deș de suma 612.000. Am pregătit toate actele că sunt transferi de bani. Contractul cu consumer, act проделанных работ. Da. Contract de prestare servicii. De Și? prestare servicii, da. Și? Am aplicat ștampilă și iar din 2018 până ziua de azi ei mă poartă pe drumuri că vină mâine, vină poi mâine, că nu-i directorul, că nu-i administratorul, că nu știu ce. Îl sun pe directorul financiar, îl întreb directorul pe loc. El zice că da, eu sunt pe director, el zice că eu sunt la Ucraina. Și mă poartă că așa pe drumuri. Am judecăți, cu lumea, am întrebări, probleme, A, cu lumea, vrei dar cu mine nu se cu întâmplă. ei nu v-ați judecat. Aveți un contract sau numai actul acela de prestare servicii? Nu, eu am cu dânsul contract, Și uitați-vă care în baza e, contractului puteți să-i eu, acționați în judecată și da, dumneavoastră, nu? nu m-am adresat în judecată că trebuie să achită taxa de stat, trebuie să-mi iau avocat. Mă rog, și așa n-am bani, dar mi-am Birocrație, pus da. echipul. Am Și probleme cu dânsul. unde v-ați adresat? La poliție, cumva, procuratură? Nu m-am adresat nicăieri, am vrut binevol să ne clarificăm, normal, nu se primește. Dar Mâine mă ce gândesc se să... întâmplă? Sunt situații grele financiare, crize, faliment sau au o relație specială cu dumneavoastră și consideră că poate să vă ducă din asta? Nu e faliment, uzina funcționează, bani au, pur și simplu caută proști să-i amăgească de bani și să-i plătească. Știți despre alții că au pățit la fel? Da, eu cunosc un lider foarte puternic care l-a omagit și a rămas fără bani și fără tehnică, fără Dar în ce sens tehnic? Nu sfeclă le-ați dus, ce altceva le-ați dus la combinatul de zahăr? eu detalii nu cunosc care a fost procedura până la urmă. Nu, dar în Știu cazul că liderul dumneavoastră. cel... Dar în cazul dumneavoastră, ce le-ați dus? Poftim? Ce le-ați dat? Ce prestări servicii ați făcut? Le-ați dus sfeclă, nu? Sau? Cu sticlă, tot e legat, arat, cultivar, savanar, stropit, îngrășăminte, tot așa. Ei, asta e muncă de fermier, dar dumneavoastră ați prestat servicii că ați luat probabil sfecla de la fermier și ați dus-o la Cupcin, nu? Nu, eu pur și simplu le-am prestat servicii. Asta de creșterea sfeclei și livrare? Da? Da, nu se consideră muncă de fermier, se consideră prestare de servicii. Bun, asta e. Deci, oricum, le-ați livrat un produs și ei nu v-au plătit. Jumătate de milion, mai mult jumătate de milion. Da, eu le-am făcut servicii și nu vor să achite. Unul motivează că nu coincid cifrele, adică la mine o sumă, la dâns și altă sumă. Altul nu răspunde la apel și tot așa, și mă poartă pe drumuri. Și aveți vreun plan, în afară de mediatizare, iată acum am sunat ca să afle lumea. În afară de asta, ce aveți de gând? Un protest, ceva la La forța fel. lor? Un protest la Poftim? forța, la Cupcin sau plângere la prim-ministru sau ceva, vreun plan aveți? Eu m-am gândit mâine să plec la Cupcin, să-l găsesc pe directorul ăsta care spun ei că de dânsul tău depinde, că el trebuie să confirme, adică... Și stau mâine în capul lui până să hotărască întrebarea. Nu, sunt la poliție chiar de la dânsul de acolo, din birou. A, am înțeles. Acum sunteți hotărât să obțineți banii. Sunteți din raion, nu din Cupcin. Din Iedinești, din unde sunteți? Brochia. Eu? Da. Eu sunt din Sângerei, A, chiar din dar... Sângerei, de la mine. Că Da. eu sunt tot din Sângerei, de la Pipeni. Deci ați dus Nu hăt înțeleg. sfecla cât? 100 de kilometri până la Cupcin, nu?
Nu, eu n-am avut treabă cu dus, vehicla, dus. Eu am avut treabă cu servicii. Păi și dusul e un fel de serviciu. Nu, eu n-am dus. Eu nu m-am ocupat cu Ok, dus. clar. Funcția mea a fost la timp și arat și cultivat, semănat, stropit, dat îngrășăminte și tot așa. Și după aceea să le prezentați lor la mașină grămada de sfeclă, ca ei să o încarce și să o ducă, da? Nu, eu, uitați-vă care e procedura, eu le prestez servicii. Spre spunem, s-o arat 100 de hectare, de exemplu, s-o cultivat de 2 ori, s-o stropit de 4 ori, gata, s-o făcut act de prestare serviciilor, să zicem, de 300 de mii, eu l-am prezentat, ei trebuie să achit. Am înțeles. Deci munci agricole ați prestat, e clar. Da. Am înțeles. Mulțumesc pentru încredere, am înregistrat, publicăm asta, sperăm să le fie rușine și să rezolvi problema până vă duce mâine la Cupcin ca să faceți scandal. Dacă nu, poate mâine filmați și continuăm episodul combinatul din Cupcin, iresponsabil cu prestatorii de servicii. Da, puteți să lăsați un contact, cum să ne ținem la curent, să vedem și Ia uite la el. Păi nu vorbim acum pe un contact? Nu vorbim pe Viber, nu aveți telefonul meu? Viber, nu, WhatsApp, aparat din Facebook, Viber. Skype, peste tot mă găsiți. Cauți pe Google contacte Oleg Brega și găsești tot. Dar acum vorbim pe unul dintre contacte. Ce să-ți mai las? Poate vrei PIN-ul de la cardul bancar? N-am nevoie. Nu. Bun. Deci mă găsești.